Vă salut, stimați prieteni și dragi apicultori. Bine ați venit pe canalul Vanoc Manuale. La noi, afară vremea este tristă. Deci, la noi plouă. Și cam toată ziua va ploua și ce să facem, pentru că suntem pe lângă stupină. Am zis, pentru că după culesul de salcâm voi face câte mai multe roiri posibil, adică după posibilități, cât o să pot. Și după ce regina se împerechează, voi da foiiță. După ce regina se împerechează, să dau foiiță la crescut, deci să dezvolte roierile. Pentru că am pus tot ce am, toate ramele posibile, am făcut o curățenie. Ramele negri le-am dat la topit și vreau să fac foițe noi și cât mai frumoase. Deci avem aici foița, deci foarte groasă, dar nu știu cum se vede la voi. Este din ceară naturală. Este de la magazinul Apicol din Soroca. Deci, așa. Cam punem frumos și noi pe bază de electricitate lucrăm, da? Deci pe bază de electricitate punem să încălzească așa. Nu știu cam câte secunde, pentru că foița de la Soroca este mai groasă. Trebuie mai multe secunde. Așa. Deci, uitați-vă cât de simplu. În câteva secunde noi practic am încleiat o foiță. Deci, cam așa la noi se primește. Da? Frumos. Îmi place foița că este groasă și atunci când albinuța e în creștere, ea practic e din ceară, nu trebuie să facă din mire ceară, da? Să prelucreze mult, dar e din ceara asta, își crește celulele, da? Deci din cauza că este groasă și are rezerve. Deci punem frumos. Într-o parte și în alta. Și cam 10 secunde. Lăsăm ca să încălzească sârma. Și cam asta. Foarte simplu, da? Deci, foarte simplu se pune foița. Așa. Mergem mai departe. Foarte simplu, îmi place tare metoda aceasta de a pune foițele. Este simplă. Da? Și rapidă. Foarte bine, da? Să mai repetăm. Așa. Deci se vede calitatea foiiței, cât de groasă e și asta îmi place, că albinuța e în creștere foarte bine. Chiar nu de mult am pus la o familie și cam în aproximativ o săptămână deja era și pontată. Așa. Prin ce metodă puneți foițele pe rame? Dacă nu ți este greu, scrie în comentarii.
Ia câteva secunde. Așa. Așa. Foarte, foarte bine. Da? Ia uitați ce de bine s-a pus foița. Aici am niște stupi care nu de mult am procurat și urmează să fac roiuri. În acești stupi deja am făcut un roi. Sper că ați văzut filmulețul. Dacă nu, intrați pe canalul acesta și vedeți cum am făcut eu roiul anul acesta. Din bot că am făcut. Era o familie care vrea să-și facă schimb liniștit, dar eu știu că istoria, știu regina ce e foarte bună și eu n-am vreau să o schimb și bocile, două boci avem, le-am luat și am pus într-un stup. Da, așa am făcut un roi. Așa, foarte simplu. Îmi place că e rapid, simplu. Așa. Dacă aveți nevoie de așa foiță, contactați băieții de la Soroca, magazinul Apicol din Soroca și vă poate face și livrare dacă doriți. Așa. Cred că aparatul de ăsta de pus foiță găsiți și la magazine Apicole, așa că se merită, pentru că foarte, foarte rapid se face treaba asta. Da, uitați ce de bine. Așa. Mai repetăm, pentru că avem timp. La noi plouă, așa cum am zis, și posibil să ploaie toată ziua, așa că astăzi, planul meu astăzi era să verific fiecare familie de boci. Da? Deci am vrut să verific de boci, dar nu ne putem pune cu vremea. Așa. Așa că, dacă ne va permite ploaia, vom face mâine treaba asta, să verificăm fiecare familie de boci, să vedem dacă nu a intrat în frigul roitului, pentru că am pregătit albinuțele pentru culesul mare și acum să le pierdem prin copaci. E trist. Și cum mai spune cineva, e nașpa. Așa. Chiar la următoarea ramă voi număra să vedem câte secunde ia ca să facem noi o ramă. Simplu și ușor. Ia, haideți să vedem cât ne ia noi o ramă, când o punem aici. Cât timp ne ia nouă. Așa. Așa, pun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci, 8 secunde. 8 secunde și rama este încleiată, da, este lipită. Foarte, foarte comod. Așa. Apropo, dacă sunteți interesați de foiță, îi găsiți și pe pagina de Facebook, magazinul Apicol.
așa și îl găsiți pe pagina de Facebook și găsiți contactele acolo și vedeți cum puteți face rost de aceste foițe. Poate aveți întrebare dacă aduceți în România. Deci, intrați, scrieți-le și vedeți dacă e posibil să aduc și în România. Așa. Deci, totul se rezolvă prin comunicare, prieteni. Așa. Dacă ați văzut cât am stat, 10 rame, se putea și mai repede, dar nu mă grăbesc nicăieri, pentru că am timp, afară plouă. Am mai vopsit astăzi niște stupi, am pregătit pentru roieri. Cumva jumătate am făcut o culoare, altă jumătate altă culoare, pentru că vor fi două intrări separate. Și reginuțul noastră, când se va întoarce la perechiere, să știe care este stupul și, în mod special, și albinuțele. Da? Așa, deci 10 rame noi, gata, prieteni. Așa se prezintă la noi. Deci, foarte bine. Așa, parcă detalii de unde am cumpărat, de unde am procurat eu foițele. Dacă doriți, intrați pe pagina de Facebook Magazinul Apicol, îi găsiți acolo și le scrieți dacă sunteți interesați și dacă e posibil chiar și prin poștă să vi le aduc direct acasă. Așa mie mi-a făcut, am dat adresa și mi-au adus direct acasă foițele, nu a trebuit să merg eu pentru că este departe, dar se rezolvă și poșta a costat foarte ieftin. Să fi mers cu mașina, mai mult combustibil aș fi consumat, dar așa, prin poștă, la un preț foarte mic, le-a adus acasă. Diferența cam de vreo 500 de kilometri Soroca și unii sunt eu aici. Prieteni, cu acest spus vă dorim sănătate, bucurii, așa noi lipim foițele pe rami. Domnul să vă binecuvânteze, fii cu voi și numai bine. Sănătate! Pa, pa!